biografii, memorii. Și-am vrut neamul să-l mut de aici de jos la Domnul Iisus Hristos. Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Petru Hadârcă. Valeriu Gafencu s-a născut la 24 ianuarie 1921 în Basarabia, în comuna Sângerei. Părinții săi, Vasile și Elena, au fost țărani înstăriți. Vasile Gafencu a făcut parte din Sfatul Țării, care la 27 martie 1918 a votat unirea Basarabiei cu România. Când s-a căsătorit, mama avea vreo 24 de ani. Tuța era cu vreo 10 ani mai în vârstă. O iubea în taină de mult timp. Mama era o fată simplă, cu școală primară, fără altă avere decât fecioria sufletului și a trupului. Tuța era un om sănătos și voinic, cu un trecut frumos. Student la Politehnica din Iași, bine văzut de toți oamenii de valoare pe care avea Basarabia, îi mai trebuia puțin și ieșea și el inginer. Dar în contact cu societatea așa zis suspusă și cunoscându-i decadența, s-a întors în sat, la Plug, făcându-se învățător. De ce mă iei tu pe mine de soție, Vasile? N-am nici carte, nici avere. Dacă tu, de ce nu te-ai ales tu o fată învățată de la Iași? Elena, nu-ți iau vreme de tine. Tu ai ceva ales. Tu ai fecioria, ești curată. Și de ce te iubesc eu? Mama și tata au fost cinstiți unul față de altul. S-au iubit și nu i-am văzut niciodată certați. Rodul dragostei acestor oameni deosebiți sunt cei patru copii, Valeriu, Valentina, Eleonora și Elisabeta. Valeriu face școala primară la Sângerei, apoi liceul Ion Creangă din Bălți. Foarte bun la învățătură, exigent cu sine însuși și cu educarea surorilor. Ca frate mai mare, le supraveghea îndeaproape prieteniile și lecțiile. Noi, surorile lui, îl iubeam, îl admiram, dar ne era și frică de el. Iubea literatura și a avut câteva încercări literare pe care le-a publicat în revista liceului. Privesc la dimineața minunată a învierii tale din mormânt, cu Magdalena ca și altă dată închez înaintea ta, plecând. Fiți fericit și plâng cu tine când. Și eu, Ioan Mianolide, și alți tineri care își căutau un sens în viață, am fost atrași de frăția de cruce. Fire entuziastă și idealistă, Valeriu s-a regăsit de plin în frățiile de cruce, de care s-a apropiat la liceul din Bălți. Vreau să devin un om de mare valoare, care să dea ceva neamului. Să fac mult bine în lume. La
sfârșitul iunie 1940 intervine cedarea Basarabiei Uniunii Sovietice. Familia Gafencu se refugiază la Iași. Împreună cu tatăl său, Valeriu revine în Basarabia ocupată pentru rezolvarea unor lucruri legate de gospodăria părăsită. După ce am ajuns iar pe țărmul drept al frutului, Tuța îmi zice: slavă ție, Dumnezeule, că m-ai ajutat să-mi salvez familia. Valeriu, să ai grijă de mama și de surorile tale. Te încar cu această răspundere în fața lui Dumnezeu. Eu mă întorc între ai mei. Tuța, ce vrei să faci? Ce ar zice frații noștri basarabeni și cum aș mai ridica ochii la cer dacă și eu și alții ca mine, care până acum am luptat pentru afirmarea sufletului românesc pe acest pământ, am fugit din calea supritorilor și n-am mai luat parte la suferința care ne așteaptă. Acum e nevoie de jertfă. Și îmbrățișându-și încă o dată fiul, făcându-și cruce, tata se îndreaptă spre mal și trece prutul în nord, în Basarabia lui dragă. E arestat și trimis dincolo de cercul polar, unde, în condiții groaznice, moare. La Iași, Valeriu se înscrie la facultatea de drept și devine îndrumător al unui grup de frății de cruce de la liceele din oraș. După ianuarie 1941, organizează o grevă a elevilor, protestând împotriva lui Ion Antonescu. E condamnat la 3 luni de închisoare. După acest episod, deși frățiile de cruce erau oficial desființate, Valeriu, care și-a pus tot sufletul în educarea tinerilor, nu înțelege să renunțe. Dragii mei, ne dorim o țară cu oameni cinstiți și curați sufletești. Să fim noi fără prihană, să nu avem pretenții de la alții. Valeriu! S-a întâmplat ceva? 3 colegi de-ai mei au fost arestați și alții din anii mai mari. Dacă te ia și pe tine! În 1941, Valeriu e arestat în timpul unei ședințe cu frații de cruce de la liceul militar din Iași și condamnat la 25 de ani de închisoare. Prin ianuarie 1942, ajunge la penitenciarul din Aiud. Avea 20 de ani. La Aiud, cei mai râvnitori spre desăvârșire în Hristos s-au adunat într-un grup al nevoitorilor. Traian Trifan, Traian Marian, Anghel Papacioc, preotul Vasile Serghie, Valeriu Gafencu, Virgil Maxim, Nicolae Mazăre, Iulian Bălan, Constantin Pascu, eram și eu, Marin Naidim. Mi s-a alăturat și Ioan Ianolide. În jurul nostru, aflându-se și alții. Om al rugăciunii, bădia Trifan va străbate cu seninătate de sfânt 21 de ani prin pustiul temnițelor. Pe cărarea nevoinților trupești și sufletești, călca și tânărul Anghel Papacioc, părintele Arsenie de mai târziu, marele duhovnic de la Techirghiol. Dragă mamă, să știi că am suferit mult. În singurătatea celulei priveam întuneric și șopteam încet ca să aud numai eu, dar așa de tare ca să audă Dumnezeu. Mamă, mi-e frig și mi-e foame. În primii ani de detenție, Valeriu a citit foarte, foarte mult. Patericul, Mântuirea păcătoșilor, Viețile sfinților, Scrierile sfinților Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Efrem Sirul, Ioan Damaschin, Grigorie Palama,
ci mai ales Sfânta Scriptură. Doamne, atunci am fost închis. În relațiile mele cu lumea am fost privit ca fiind foarte bun. Dacă am intrat în conflict cu cineva, a fost numai pentru adevăr. Valeriu era credincios, onest, generos. Conștiința sa morală nu-i reproșa nimic și nu înțelegea rostul suferințelor. După mult zbuciu, a venit o zi sfântă în iunie 1943, când am căzut cu fața la pământ, cu inima zdrobită, într-un hohot de plâns. Dăruiește-mi lumina pentru ce sufăr. În plânsul meu plâng, am început să văd metanii și deodată, o, Doamne, o, Doamne, ce mare ești Tu! Mi-am văzut tot sufletul plin de păcate. Am ieșit vigilios din celulă. Sunt cel mai păcătos om. Nu merit încrederea ultimului dintre oameni. Sunt fericit. Toți au rămas înrăuriți. Unii m-au vorbit cu dispreț, alții cu indiferență, unii cu iubire. Un singur om mi-a spus, merit să fii sărutat. Da, eu am fugit pe repede din celula mea și mi-am trântit capul în perd. Mulțumesc, Doamne, Iisuse Hristoase, că mi-a arătat cine sunt. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție. Valeriu se ruga mult, cânta psalmi și bătea multe metanii. Treptat a înlocuit studiul cu rugăciunea. Noaptea citea Paraclisul Maicii Domnului, iar ziua acatiste. Mergea la slujbe, se spovedea smerit, se împărtășea cu bucurie. Da, da, mamă, mă lupt cu păcatele. Și cu cât mă adâncesc mai mult în mine, cu atât găsesc altele noi. Dar cu ajutorul Domnului, le birui. Oricine m-ar lovi, îl iert. În 1943, Valeriu a fost izolat împreună cu alții la Zarca Aiudului. În celule de 2x4 metri, cu regim dur, dormit pe dușumele, fără paturi, fără cărți și cu hrană insuficientă, care l-a distrofiat. S-a dedicat rugăciunii inimii, spunând neîncetat, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. În următoarea a fost cartea intitulată Pelerinul Rus. Maica Domnului îmi împlinește rugăciunile. S-au căzut în fața icoanei în genunchi, implorând milă, ajutor și dragoste pentru mine și pentru toți ai mei, părinți, rude, prieteni, binefăcători, vrăjmași. Regimul acesta bestial ține până în vara anului 1944. După 23 august, un decret al puterii nou instalate eliberează toți deținuții politici, cu excepția legionarilor. Dragile mele, sunt cum mă știți. Tac și meditez ore și zile în șir. În adâncul cel mai tainic al inimii am găsit izvorul nesecat al vieții. Dragostea. Am nesocotit acest dar sfânt. Și mă simt răspunzător de toate păcatele semenilor mei, de toate timpurile și locurile. Vreau să nu mai trăiesc pentru mine, ci să trăiesc pentru iubire, să
fericirea tuturor cu darul lui Dumnezeu. Prin mântuirea semnilor mei, să-mi mântuiesc propriul suflet. Virgil, ce zici? Să facem niște zăvoare interioare, ca să nu fim deranjați când ne rugăm? Am vorbit și cu bătia Trifan. Da? Da. Virgil, zici? Că e un gând bun. Când găseai ușa încuiată, știai că acolo e aprinsă candela inimii și arde pentru Hristos. În program intra și o zi pe săptămână de tăcere completă. Ascultarea cere un duhovnic și Dumnezeu ne-a oferit acest dar prin prezența preoților. Am învățat să ne îngăduim unii pe alții, să ne iubim. În primăvara lui 1947 au început ieșirile în coloniile de muncă. Grupul strâns în jurul bătiei Trifan va merge la Galda de Jos, aproape de Teiuș. Am început să învățăm pe de rost scripturile, în special Noul Testament, și am constatat că astfel se adâncesc înțelesurile. Părintele Arsenie Boca, duhovnicul de la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta, mi-a trimis în dar primele volume din Filocalie. Valeriu Gafencu, Ionia Nolide și Marina Idin au plecat într-o sâmbătă dimineața, tăind pădurile în linie dreaptă până la Sâmbăta pe jos. După întoarcere, Valeriu căpătase o stare de armonie interioară, de pace, vizibilă în manifestările lui pline de liniște și blândețe. Și ce v-a zis părintele Arsenie? Să evadăm? De aici, de la Galda, putem fugi. Mi-a spus, cu cât refuz crucea, cu atât se face mai grea. Legiunea îngerilor din cer încă nu-i completă. Pentru noi, care credem, Dumnezeu are și o altă lume. Și ce bine e când îl întâlnești pe Mântuitorul. Când împlinești porunca iubirii, iei foc. Ascultător cu adevărat, nu ești decât dacă primești și porunca morții, ca ultimă dovadă de repădare de sine. Asta mi-a zis părintele Arsenie Boca. Valeriu se simțea legat sufletește de o fată pe care o iubise și acum a avut prilejul să-i scrie. A aflat din păcate că fata urma să se căsătorească. Suferința lui a fost adâncă, dar s-a smuls din ea cu hotărârea de a se călugări. De acum el, fecioarenic, se logodea cu Hristos spre a sluji desăvârșit lui Dumnezeu. Trimis-o înainte. Ți-ai dat haina de stofă englezească? Am trimis-o înainte. Îl văd pe Valeriu la Galda. Îl văd pe dealul culegând flori, unind albastru ochilor săi cu albastru cerurilor. Plin de dor sfânt, poate în el ceva serafic, mai presus de fir. Și e cel mai frumos om pe care l-am întâlnit. Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor. Un politruc sovietic a vrut să-l ia pe Valeriu în Uniunea Sovietică. Născut în Basarabia, îl considerau cetățeanul lor. În Uniunea Sovietică vei fi liber? Libertatea mea e în sufletul meu. Îți vei putea face studiile. Le voi face, dacă va vrea Dumnezeu. La noi, biserica e liberă. Biserica e în sufletul oamenilor. Dar aici vei rămâne în temniță. Temnița sufletului meu m-a spăimântat. Deci,
Nu te recunoști cetățean sovietic. Sunt cetățean român și doresc să rămân în România. Admir inteligența dumitale, dar nu pot decât să te plâng. Dacă vă opuneți, veți fi zdrobiți. Îmi pare rău că nu cunosc și eu creștinismul. Dar te asigur că vei rămâne în România. Domnule, clipa asta este mare în viața mea. Mi-a stat aripi. Aveți un suflet cu o forță de credință uimitoare. Primiți de la mine această cruciuliță. La ce te gândești? La răzvrătirile mele față de administrația închisoare. Mă uitam la porumbei ăștia și mi-au venit în minte cuvintele Mântuitorului. Fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Când eram copil, iubeam mult porumbei, dar nu i-am putut avea prea multă vreme. Ar înțeleg că a fost iubirea lui Dumnezeu care mi-a dat bucuriile din lumea aceasta, ca prin renunțare să ajungă a iubi curat, desăvârșit. Și azi iubesc porumbei, dar nu simt sufletul legat de ei, ci iubesc pe Dumnezeu. Și înțeleg că iubirea lui Dumnezeu nu mă va părăsi niciodată. Și El va interveni în viața mea ori de câte ori îmi voi lega sufletul de vreo bucurie sau dragoste omenească. Și fie mă va ajuta să mă zmul din ea, fie mi-o va răpi El, pentru a-mi dărui în schimb libertatea sufletului, care este cel mai mare bun. La începutul lunii mai 1948, deținuții de la Galda au fost aduși la Iud. Aici am găsit bisericile profanate, semn că regimul ateu comunist își consolidase puterea. În urma unui ordin de la București s-a făcut trierea generală a deținuților politici. Elevii la Târgșor, studenții la Pitești, foștii demnitari la Sighet, muncitorii la Gherla și legionarii la Aiud. Împreună cu Valeriu, întrucât la data arestării eram studenți, am ajuns la Pitești. Bă, o singură pereche de chiloți și o cămașă, fără haină sau pantaloni. Celelalte le faceți pachet. Ați înțeles? Banditilor! La Pitești am avut parte de un regim de exterminare, bătăi, frig și foame. Hrană doar cât să nu murim. Și zi-i așa, mă. Am auzit că vreți să evadați. E o falsificare a adevărului, domnule colonel. Și ce vreți voi, mă, banditilor? Eu vreau asistență religioasă. E garantată de lege. Ce vorbești, mă? Vrei să s-a făcut un pop în celulă? Da. E dreptul meu. Bă, stai nebun! Sunt nebun întru Hristos. În toamna lui 1949, Valeriu a avut o primă și puternică hemoptizie cauzată de un TBC pulmonar și a căzut la pat. A fost dus la spitalul din oraș într-o cămăruță păzită. Într-o noapte, o asistentă l-a îmbătat pe paznic și a pătruns la Valeriu. S-a așezat în genunchi lângă patul lui. I-a luat mâna și a salutat. Cum ați intrat aici? L-am adormit. Doresc să te ajut. Cerem orice și voi face. V-ați riscat libertatea pentru mine. Dumnezeu vă va răsplăti. Dacă voi muri aici, vă rog să mărturisiți oamenilor și familiei mele că îmi dau viața pentru Hristos și pentru semeni. Mă voi ruga pentru dumneavoastră. Eu sunt în mâinile lui Dumnezeu.
La Pitești a fost adus un grup de reținuți de la Suceava, în frunte cu Eugen Surcanu. Trecuseră de partea comuniștilor. Ei fiind brațul prin care se va pune în practică reeducarea, gândită la nivel înalt, la Ministerul de Interne sau chiar la Moscova. O să vedeți voi cine-i Surcanu, bă! Stai în poziție fixă de la 5 dimineața la 9 seara. Dacă se mișcă, îi dai cu bâta în cap, s-a înțeles? Vreau o autodemascare completă! Au urmat zile și luni întregi de tortură și de înfometare continuă, bine dozată, care înceta doar în momentul în care deținutul era pe punctul de a muri. Ia țineți-l, bă! Băi, vreau să-ți strâșnească sângele până în tavan, bă! Să fac acolo uniunea mistică cu sângele lui Costache Oprișan. Bagă-i capul în boacă! Hai, botezați-l în tinetă! Ia mă la picioare! Așa! Vă-ntorc eu mintea pe dos, mă! Nimeni nu scapă, mă! Nimeni! Satan a crezut că ne-a înfrânt, dar nu a câștigat războiul. Eu sunt Surcanu! Primul și ultimul! Eu sunt adevărata Evanghelie! Eu o scriu acum! O scriu pe stârburile voastre, bă! Și ce scriu eu e adevărat! Nu-mi pasme de adormiți copiii! După ce deținutul își făcea demascarea, trebuia la rândul său să devină torționar și să convingă pe altul să se lepede de tot putregaiul burghez și să adopte ideologia comunistă. Cei torturați, supravegheați sunt de aproape, neavând posibilitatea sinuciderii, cedau și se transformau în niște roboți cu inima împietrită, devenind din victime călăi. După încetarea torturilor, treptat, majoritatea celor căzuți s-a întors la Dumnezeu. Surcanu și ai lui au fost executați de puterea comunistă pe care au slujit-o. Dar adevărații vinovați, cei din umbră, au rămas nepedepsiți. Voi sunteți atât de buni. Vă rog să mă frecați ușor pe picioare. Da. Sunt fericit. Mă duc la Dumnezeu. Ioane, de 3 zile în agonie. A deschis ochii. Rugați-vă cu mine.
Pitești, Valeriu rămâne până la sfârșitul lunii decembrie 1949. N-a trecut prin reeducare, dar a suportat regimul de exterminare aplicat înainte de începerea torturilor. Cu un grup de reținut suspect de TBC, e transferat la Văcărești pentru investigații. În urma controlului radiologic, 18 au fost găsiți bolnavi și au ajuns la târgul Ocna prin februarie 1950. După Pitești, aici e cam rai. Nu-mi vine să cred, Aristide. Mâncare suficientă. Da. Libertatea de a circula de la o cameră la alta și de a sta la soare, în curte. Am propus mai multor băieți să facem de gardă la camera 4, unde sunt muribundi. Pe Valeriu l-ajut eu pentru necesitățile zilnice. Lângă pat, i-am pus o cutie de metal în care să expectoreze. Timp de 3 ani, zi de zi, oameni ca Mihai Părău, Sandu Alexandrescu, Alexandru Angelescu și Ionaș Plopeanu, bolnavi și ei de TBC, au spălat rufele celor care nu mai puteau. Spălau afară, în niște righiane. Iarna, apa era rece ca gheață. Plin de dragoste, Valeriu răspândea o tainică atracție din patul în care zăcea țintuit de boală. Suferea de caverne la plămâni. Avea dureri reumatice în tot corpul, dureri abdominale și în plus suferea de inimă. Nu mai putea sta întins pe pat, ci ședea rezemat de marginea patului, iar capul îi cădea în piept. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Doamne, rugăciunea lui continua și în somn și dădea pe chip o strălucire care se răspândea în jur. Nu putea nici să mănânce singur. Dar când ridica mâna, din degetele lui se răspândeau lumini. Miluiește-mă pe mine, păcătos. Doamne, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Aristide, vino repede. E tare rău lui Valeriu. Mi-e teamă că o să moară. Să anunțăm ofițerul politic. Ue, viața ta e în mâinile mele. Dacă toți oamenii ar ști că viața lor atârnă de Dumnezeu. A fost trimis la spital. Chirurgul i-a făcut rahii anestezie și l-a operat. Domnule doctor, m-ați operat pe viu. Cum? Ridică-te, rog, puțin piciorul. N-a prins anestezia. Și eu am văzut că transpira mult, dar am pus asta pe seama bolii de plămâni. Bine, domnule, de ce n-ai spus? Îți făceam anestezie locală. Cum ai putut să rarzi atâta durere? Ce, bă? Tu n-ai murit încă? Poate de-acum o să lucrez cu noi? Hai că-ți dăm streptomicina. Vă mulțumesc, dar Dumnezeu nu e de vânzare. La târgul Ocna, la începutul lunii mai 1951, bolnav de tuberculoză pulmonară, a ajuns și Octavian Anastasescu. Octavian, să spui cât poți rugăciunea lui Iisus, cu mâna pe pus, fiecare bătaie însoțită cu un cuvânt al rugăciunii. Valeriu, mă silesc, dar cu toată stăruința mea, nu mă rog cum trebuie, cu inima. Va veni un moment în viața ta când inima va cânta singură rugăciunea și tu o vei auzi. După eliberarea din închisoare, mi s-a stabilit domiciliu obligatoriu. Nu aveam voie să ies din perimetrul hotărât de securitate. Într-o zi, am încălcat interdicția. Securitatea m-a căutat, lăsând vorbă să mă prezint a doua zi la ei. M-au băgat într-un garaj și o haită de 5-6 securiști au început întrebările de rutină. În timp ce le răspundeam, parcă am fost învăluit într-o sferă luminoasă. Îmi auzeam inima cântând rugăciunea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Auzeam că mi se pun întrebări și mi-auzeam vocea răspunzându-le fără să știu ce spun. Starea aceasta deosebită a durat
trei, patru ore. Și la un moment dat, unul dintre ei a spus: hai să lăsăm asta. În momentul acela, starea a dispărut și securiștii au plecat. Un plutonier însărcinat cu baza mi-a spus: șefule, dacă în România ar exista numai 1000 de inși ca dumneata, praful s-ar alege de toată securitatea. Valeriu avea pe corp pescare mari. Usturimile erau îngrozitoare. Din fâșii de cămăși rupte făceam bandaje. Se lipeau de răni și produceau dureri cumplite când erau desfăcute. Din gura lui Valeriu nu se auzea nici un vaiet. Valeriu, vreau să-ți povestesc ceva. Spune, Octavian. Înainte de a fi arestat, m-am visat într-o biserică fără nicio ușă. Astă noapte m-am visat în aceeași biserică. De data asta am reușit să ies. Mi-e frică să nu mă mute în cameră cu reeducații. Dacă începe și aici ce a fost la Pitești... Nu-ți fie teamă, frate Octaviane. Mâine vei fi eliberat. A doua zi m-au dus la Bacău și am fost eliberat. Într-adevăr, avea darul înainte vederii. E atât de minunată învățătura lui Hristos. Cei ce cred în El să mărturisească adevărul de conștiință, chiar dacă vor fi martirizați. Oare Fiul lui Dumnezeu n-a fost ucis ca dușman al neamului său? Cine-o fi bărbatul blond, înalt și slab ca o umbră pe care l-au adus ieri? E pastorul luteran, de origine iudaică. Richard Wurmbrand, sărac. L-au băgat direct la camera muribunților. Wurmbrand fusese activist al Partidului Comunist în ilegalitate și îi părăsise pe comuniști. Prin intermediul unui țăran s-a convertit la creștinism, mai exact la luteranism. Avea tot corpul acoperit de pungi cu puroi. Domnule pastor, venim să vă pansăm. Păi, ce zici de mine, măi? Domnule pastor, de ce țipat? Că n-am început. Țip așa, preventiv. Ce mă costă? Ce mă costă? Un temnicer zelos a confiscat puiul de pernă pe care se rezima Valeriu. Un alt gardian i-a aruncat-o discret înapoi. Valeriu a dăruit pernița lui Traian, care era anchilozat. Traian, la rândul lui, i-a dat lui Gheorghe, acesta altuia, până ce perna s-a înapoiat la Valeriu. A primit-o ca pe un dar de la Dumnezeu. Domnule pastor, e importantă nu numai slăvirea lui Dumnezeu, ci și dreapta slăvire a lui Dumnezeu. Unii bolnavi au primit de la familie medicamentul salvator, streptomicină. Printre ei și Leonida Splatan, a cărui stare de sănătate se îmbunătățise. Drept urmare, îi dă medicamentul lui Valeriu, care, deși se afla într-o stare gravă, îl cedează pastorului Richard Wurmbrand, care a fost salvat cu prețul vieții lui Valeriu. În urma celor petrecute sub ochii săi la Târgu Ocna, pastorul Wurmbrand a fost atât de impresionat încât a cerut mai târziu să fie botezat în credința ortodoxă, alegându-și numele de Valeriu. După ieșirea din închisoare, a rămas însă protestant. Ioane, dă-mi un sfat. Da. Astă noapte, târziu, mă rugam și deodată, în afara voinții mele, sufletul a început să mă părăsească. S-a apropiat iute de gură și a ieșit din trup. A știut atunci că pot merge oriunde aș fi dorit. Primul gând a fost să merg, să văd familia. Da, mi-am amintit de sfaturile părinților din Pateric, care poruncesc să nu te încredințezi lucrării duhurilor decât în stare de ascultare, ca să nu te înșere diavolul și să te piardă. Și am hotărât să mă întorc în trup. Acum, iată, mă supun ascultării. Spune-mi ce să fac și ce voi face.
cred că ne sunt de neapărat de trebuință pentru mântuire. E foarte bine cum ai procedat. Să nu mergem prea departe, că și nu suntem încercați. Da, ai dreptate. Tocmai această smerenie a lui m-a încredințat de starea de har în care se afla. Aleluia. Te rog, e bine să vorbești puțin. Hai. Știu că nu mai ai putere să mestece. Amestecați o bucățică asta de carne. Deschide gura, te rog. Așa. Hai, ia și puțină supă. Încă o înghițitură. Așa. Așa. Sunteți așa de bun, Dumnezeu să vă răsplătească. Am crezut, ne-am rugat, am suferit, dar pentru a-ți uni cu Hristos, e necesar să te curățești lăuntric prin spovedanie și să te înnoiești prin sfânta împărtășanie, să împrunți păcatul până la sânge. Nu există cale de compromis. La noaptea de Crăciun, pe 25 decembrie 1951, spre ziua, Balelu mi-a mărturisit. În noaptea asta am privegheat, eram treaz, eram... Când deodată am văzut cam în urmă fotografia setei, fata pe care am iubit-o. Am ridicat privirea și la capul patului meu am văzut-o pe Maica Domnului, îmbrăcată în alb, în picioare, rie. Eram fericit. Atunci ea mi-a spus: eu sunt dragostea ta. Să nu te temi. Să nu te îndoiești. Biruința va fi a fiului meu. El a sfințit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile întunericului cresc și încă vor mai spăimânta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu așteaptă de oameni să se întoarcă la credință. Alți sunt mai cutezători fiii întunericului decât fiii luminii. Chiar de vi se va părea că nu mai e credință pe pământ, să știți că totuși izbăvirea va veni, dar ca prin foc și prin pârjol. Lumea mai are de suferit. Aici însă e multă credință și am venit să vă îmbărbătez. Îndrăsniți! Lumea ia lui Hristos! Apoi, Maica Domnului a dispărut. Și am rămas copleșit de fericire. M-am uitat în palmă, dar nu mai avea nicio fotografie. Un chibrit și un capăt de lumânare. Să
să-mi puneți în gură o cruciuliță. Dacă vrea lui Dumnezeu să pot fi identificat. Pe 18 februarie 1952 dimineața, Valeriu s-a spovedit și s-a împărtășit. E ziua cea mai fericită pe care am trăit-o. Deși îmi murea cel mai scump om din viață. Dar tocmai el, în ziua aceea, mi-a transmis starea de plinătate la un frică ce mă însoțește și azi. Am fost și eu lângă Hristos, fiindcă Hristos era prezent în Valeriu. Astăzi plec, doamna doctor. Tu, Gheorghe, ești o floare, dăruiește tot parfumul sufletului tău, celui ce ți-a dat darul atât de frumoase. Tu, da, să te încredințezi lui Hristos și toate nelămuririle tale vor primi răspuns. Să mă ierte orice om. Mă gândesc cu multă dragoste la mama și surioarele mele. Doresc să meargă pe calea Domnului. Creștinătatea trebuie să pună un început nou, mai curat. Ioane, sunt fericit să mor pentru Hristos, dar voi aveți de purtat o cruce grea și o misiune sfântă. Fiți tari în credință, căci Hristos îi va birui pe vrăjmași. Poziți neschimbat. Adevărul, ateismul, va fi învins. Dar să fiți atenți cu ce va fi înlocuit. Afară lingea cu fulgi mari, ca difelați, care se zbenguia un văzduh. Valeriu via și se stingea în același timp. Să duceți Duhul mai departe. Aici a lucrat Dumnezeu. Valeriu. A ridicat ochii albaștri spre cer și am văzut cum se descopereau în ei taine tot mai adânci. Cu o împăcare îngerească, Valeriu și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Când tot sanatoriul s-a așternut o tristețe profundă, a fost pus într-o ladă și apoi aruncat, fără coșciug, în groapa comună. În februarie 1952, pe când era închis la Făgăraș, Radu Costandache a avut un vis. Se făcea că eram iar la Târgu Ocna. Toată lumea era adunată în fața spitalului. Tocmai îl scoteau pe Valeriu mort pe o targă, pe care au așezat-o în curte, lângă o credință cu flori. Și dintr-o dată, targa s-a transformat într-un tron de lumină neobișnuită. Pe tron ședea Valeriu, viu, cu mâinile sprijinite pe rezemătoarele tronului și cu o figură plină de lumină. Apoi tot tronul a fost cuprins de un nor roz foarte luminos. Valeriu în întregime era o lumină. Fața parcă ardea și era foarte zâmbitor. Cu tot cu tron se ridica încet, încet. Se uita în jos la noi și ne făcea semn cu mâinile. Ne-am uitat în sus până când, tot ridicându-se, nu s-a mai văzut decât o lumină care încet a dispărut și ea.
Mai târziu aveam să aflu că Valeriu murise chiar în ziua în care am avut eu visul. Hristos era viu în el. A fost un sfânt. Este un sfânt. Și-am vrut neamul să-l mut de aici de jos la Domnul Iisus Hristos. Ați ascultat Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea. În rolul lui Valeriu Gafencu, Dan Puric. Maica Domnului, Maria Floaie. Ioan Ianolide, Mihai Bica. Virgil Maxim, Octavian Voinea și Richard Burbrand, Mircea Rusu. Marin Naidin, Traian Popescu și Mihai Lungeanu, Alexandru Nedelcu, Eugen Surcanu, Orodel Olaru, Octavian Anastasescu, Mircea Constantinescu, Aristide Lefa și Radu Costandache, Dorin Andone, colonelul, ofițerul politic și securistul Dan Săndulescu, gardianul și plutonierul Dan Cogălnicianu, sora lui Valeriu Gafencu și asistenta medicală Ioana Iacob, Elena Gafencu, mama lui Valeriu și sora medicală, Magda Duțu. Vasile Gafencu, tatălui Valeriu și politrucul sovietic, Petru Hadârcă, Nicolae Trifoiu, Stelică Muscalu, Traian Trifan, doctorul și Nicolae Itul, Costin Manoliu. Cântările bisericești, la râul Vavilonului, cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, iubite voi Doamne și Tatăl nostru, au fost interpretate de diaconul protopsalt Mihail Bucă și psalții sonari Ionuț Dima și Ștefan Voicu. Mulțumiri monahului Moise Iorgovan pentru sprijinul acordat. Regia de montaj Bogdan Golovei și Radu Verdeș. Regia de studio Mirica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2011.